Durerea pelviană se simte în încheieturi, mușchi, ligamente și în țesuturile de legătură care compun pelvisul și e o problemă des întâlnită în timpul sarcinii. Femeile cu astfel de simptome acuză dureri în partea frontală a pelvisului, în cea dorsală sau în ambele părți. Uneori durerile se simt și de-a lungul piciorului de sus în jos. Femeile spun că aceste dureri influențează multe mișcări sau activități, cum ar fi întoarcerea de pe o parte pe alta în pat, ridicarea în picioare, statul într-un picior, coborârea și urcarea scărilor sau depărtarea picioarelor atunci când ne urcăm sau ne dăm jos din mașină. Așadar, multe activități zilnice sunt afectate de durerea pelviană. Cât de mare este impactul, depinde de intensitatea simptomelor, iar acestea diferă de la femeie la femeie. Unele femei manifestă simptome ușoare, deci activitățile nu le sunt afectate într-o mare măsură. În timp ce pe alte femei, durerea aproape că le incapacitează, având nevoie de cârje sau de o centură pelviană pentru a se putea deplasa. Simptomele pot fi constante sau episodice, intermitente. Așadar, când încercăm să găsim un răspuns la întrebarea cât de comună e durerea pelviană, E important să luăm în considerare următoarele aspecte. Cum definesc studiile de specialitate acest tip de durere, ca intensitate și incidență, cum o măsoară, și dacă intensitatea a fost monitorizată doar într-un anumit interval al sarcinii, sau pe întreaga ei durată? Aici, în Irlanda, am făcut numeroase studii care au inclus peste 3.000 de mămici aflate la prima sarcină. Le-am rugat să traseze o diagramă a durerii și să facă un semn în zonele în care au simțit dureri în timpul sarcinii. Iar apoi le-am cerut același lucru referitor la perioada de după naștere. Două treimi dintre femei au mărturisit că pe parcursul sarcinii au avut dureri în zona pelviană, iar o treime dintre ele încă mai aveau unele simptome la 12 luni după naștere. Nu se cunoaște exact cauza durerii pelviene, dar aparent se datorează mai multor factori. Pe durata sarcinii, există anumite aspecte care influențează mișcările și controlul musculaturii pelviene. De exemplu, schimbările hormonale care au loc în corp. Totodată, pe cât sarcina avansează, se produce o schimbare a centrului de greutate al corpului către față, ceea ce aduce cu sine o ușoară creștere a numărului de mișcări pelviene. Tranziția e foarte ușoară pentru unele femei, dar pentru altele vine cu dureri. Acestea par să fie legate de obiceiuri mai puțin sănătoase în ce privește mișcarea, cum ar fi asimetria mișcărilor. Observăm că femeile care au un istoricul medical de dinainte de sarcină, dureri de spate și pelviene vor fi mai predispuse la astfel de dureri odată ce rămân gravide. Durerea pelviană poate afecta viața de zi cu zi în diferite feluri, și e important să conștientizați ce înseamnă ea pentru voi. Studiile de specialitate arată că femeile se simt frustrate, deoarece simptomele au impact asupra activităților de zi cu zi și le fac pe femei să depindă mereu de altcineva. Femeilor care au deja copii le este foarte dificil, deoarece durerea pelviană le poate împiedica să aibă grijă de ei. Așadar, e foarte important să oferim cât mai multe informații pentru a vă ajuta să faceți față durerii pelviene. În acest sens, puteți viziona următoarele două videoclipuri. Primul ia în discuție posibilele cauze ale durerii pelviene și oferă sfaturi utile vis-a-vis -vis de cum să vă adaptați și cum să evitați activitățile care vă provoacă durere. Videoclipul final conține câteva exerciții utile care vă pot ajuta să ameliorați durerea în fiecare zi.